În schimb, Sergei Lavrov a avut parte de o surpriză neplăcută la ONU. Zeci de diplomați din Uniunea Europeană, Statele Unite și Marea Britanie s-au ridicat și au părăsit sala în momentul în care ministrul rus de externe a luat cuvântul în cadrul unei dezbateri privind drepturile omului. Lavrov se adresa Consiliului prin videocall după ce și-a anulat prezența la eveniment din cauza blocării de către Uniunea Europeană a curselor aeriene din Rusia. La intervenția sa, Lavrov a cerut Statelor Unite să retragă armele nucleare din Europa și să distrugă infrastructura asociată acestora.